Pentru cei care nu știu ce are tinica diferit de fluier. Are un minus la numărul de găuri. Absolut, nu are decât un singur orificiu. Păi să cântă numai cu degetul. E, uite, am învățat ceva. Păi n-ai văzut că nu mișcă degetul? Ne arătați unul mai ciudat? Drâmba. Asta cred că în Maramureș, în ce zonă se folosește? În Bihor, vioara cu goarnă. E o replică a unor instrumente folosite în spațiul vest-european care au dispărut. Vioara cu goarnă. Vioara cu goarnă. Vioara cu goarnă. Și din spate să se înalță ușor Armin Van Buuren. Miau. În final, dacă îmi permiteți, da. Un mic moment de divertisment. Oricum nu cunoașteți instrumentul. Nu? S-ar putea să fiți surprins. Vă rog să-mi spuneți ce instrument este. A, păi știu, digifon, e prea simplu. Un mosor cu zgârci. Nu știu, nu-mi dau seama. E din zona Banatului de Șes, se numește Fișconiu de Pipalac. Am vrut să zic, dar nu am Fișconiu de Pipalac. A fost folosit de prinzătorii de păsări și de vânători pentru ademinirea unor păsări. Cred că e fain. Excelent. Vă mulțumesc. Fain, fain de tot. Domn profesor, eu zic că v-ați făcut treaba extraordinar, nu numai aici la noi în emisiune, dar așa în general în viață. Mă uit la ce ați adunat și ce probabil ați învățat pe studenții noastre și mă gândesc că încheiați practic.